Procesul de vaccinare împotriva COVID-19 s-a derulat cu bine în Olt. Aproape 35.000 de locuitori din județ au reușit să se imunizeze, o treime primind și rapelul. Majoritatea au fost imunizați cu vaccinul produs de Pfizer. De la debutul campaniei de vaccinare împotriva infecției COVID-19 până în prezent, la nivelul județului Olt au fost repartizate 39.391 de doze care au fost distribuite centralelor de vaccinare. De la debut putem spune că numărul de persoane vaccinate împotriva infecției COVID până în prezent a ajuns la 34.229. Din acestea putem spune că 28.034 de persoane au fost vaccinate cu produsul biologic Pfizer-BioNTech, 2.338 de persoane au fost vaccinate cu produsul biologic Moderna, iar diferența de 3.857 de persoane au fost vaccinate cu produsul biologic AstraZeneca. Zilnic, sute de olteni se vaccinează împotriva virusului chinezesc în centrele care sunt funcționale în Slatina, Caracal, Balș, Corabia, Drăgănești-Olt și Scornicești. Încă de la demararea campaniei am stabilit că la nivel județean vom avea funcționale 8 centre de vaccinare cu 25 de fluxuri. În prezent sunt operaționalizate, desigur, în funcție și de cantitatea de vaccin care este alocată județului nostru, 13 fluxuri de vaccinare în 7 centre. Pe fiecare flux, capacitatea de vaccinare maximă este de 60 de vaccinuri pe zi, în funcție de numărul de persoane care sunt programate la vaccinare. În Olt, locurile disponibile la centrele de vaccinare au fost epuizate de mult timp. Din 15 martie, oltenii care doresc să se imunizeze se pot înscrie pe listele de așteptare. În doar 48 de ore de la demararea etapei a treia, pe listele de așteptare s-au înscris peste 8.000 de olteni. Pentru creșterea ritmului de vaccinare, autoritățile vizează operaționalizarea altor 8 fluxuri de imunizare. În cea de-a treia etapă a campaniei de vaccinare, la nivelul județului nostru, vor fi operaționalizate și celelalte fluxuri care sunt deja pregătite pentru vaccinare. Scandalul iscat în jurul vaccinului produs de AstraZeneca i-a determinat pe mulți dintre olteni să refuze imunizarea cu acest ser. Deși în depozitul DSP Olt există doze de vaccin de la AstraZeneca, astăzi, în niciunul dintre centre, nicio persoană nu a fost vaccinată cu acesta.